Fii atent. Vreau să te întreb, am o curiozitate, dacă finalul vieții lui Sechelariu l-a găsit împăcat cu tine? Sau? Adică episodul ăsta a rupt iremediabil relațiile dintre voi doi? Nu, am avut o perioadă destul de lungă în care au fost foarte reci relațiile, dar ușor, ușor... Nu vă întâlneați în oraș? Nu vă... Adică nu dădeați nas în nas? Și... Ne-am adică mai întâlnit, dar... Ce? Salut! Da, a fost la un nivel foarte distant, până la un moment în care chiar fratele lui Sergiu Sechelariu a zis, băi, hai, că e suficient. Și eu m-am împăcat că și ei au avut... Ei niște, doi, între ei. Da, ei doi au avut niște, tot așa, niște diferențe de opinie și probabil... Nu cunosc amănunte, dar tot la fel au avut o perioadă mai rece în relație, da? Și mi-a zis, hai, uite, mergem să jucăm un tenis. Păi unde mergem? Că eu mă mai întâlneam că... Da. Păi hai la Doru, că zic, Sergiu, nu vreau să deranjez, că știi că nu mai suntem într-o relație apropiată. Și mi-a zis, bă, hai că lasă, că și eu, uite, m-am împăcat cu el, hai că e cazul să... terminat să treceți peste asta și atunci am reluat... Te-ai dus? Da, am fost și când ne-am văzut ca și cum ne-am despărțit cu o zi înainte și nu se întâmplase nimic câțiva ani. Adică nu a fost... Au fost mai mult niște chestii de orgoliu peste care... Tu spuneai atunci că el nu suportă să n-aibă el dreptate tot timpul. Da, păi și că dacă din păcate contrazice... pentru ce s-a întâmplat... S-a demonstrat că eu am avut dreptate. Acum nu-s bucuros. Da. Dar realitatea asta a fost. Noi nu eram pregătiți la acel moment de performanțele pe care el le visa. Eram într-adevăr pe un drum foarte bun. Se începuse să se schimbe puțin gândirea de, eu știu, echipă de mică sau de veniseră niște jucători care au avut anumite performanțe la nivel național și internațional la Bacău și ușor, ușor se putea crea ceva. Din păcate nu a fost răbdare, pentru că eu zic că dacă am fi avut o continuitate de încă un an, doi ani, puteam chiar să emitem anumite pretenții mult mai mari la accede în primele trei locuri, ca să zic așa.